Iată un exemplu clasic de fagure crescut pe ramă. După cum vedeți, aici e miere căpăcită și sus și jos. Faguri care, de fapt, crește involuntar. Deci nu-l lăsăm, întoarce invers. Nu-l lăsăm așa să crească, dar ce să-i fac? Până la urmă, toată mierea asta o să fie trecută în știubei. Albinile o să o consume da. Și o să o treacă pe rămele care sunt rame bune. Da, da. Foarte așa. Bine, foarte bine. Mulțumim. Săcarul nostru, Vasile Fătescu și eu, Vasile Fătescu Junior. Așa, vă mulțumesc și eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți spectatorii noștri. Să ai prisa că nu e așa de greu. Este o leacă de muncă, dar ce să faci? Da, munca peste tot este muncă. Sănătate! Într-un ceas bun! Și într-un ceas bun!